este doliu uriaș în lumea artistică din România, după ce pictorul Octav Postolache a murit, decesul său a fost făcut public de către Centrul Cultural Sighetu Marmației. Regretatul pictor s-a născut în toamna anului 1939, în satul Mălin din județul Suceava. Copilăria sa a fost marcată de cel de-al doilea război mondial. Timp de 2 ani, el a fost refugiat pe Valea Mureșului și în București. Educația sa timpurie a fost făcută în orașul natal, unde a urmat școala primară și gimnaziul. A urmat apoi cursurile liceului, care a devenit în cele din urmă Colegiul Național Nicu Gan din Fălticeni. Cariera sa l-a determinat să devină profesor la o școală și la un centru cultural din Maramureș. Mai precis la Vișeu de Sus, unde și-a dedicat un deceniu. Ulterior, a activat timp de 25 de ani la Sighetul Marmației, unde a deținut funcții de profesor și director. De-a lungul vieții, a participat activ în colective artistice, în special în domeniul artelor vizuale și al teatrului. A fost curatorul la numeroase expoziții de pictură în care și-a prezentat operele. După ieșirea la pensie, el s-a stabilit într-un sat din Delta Dunării, unde a continuat să picteze.